Bună seara! Cea care vine astăzi între noi este o femeie vulcanică, frumoasă, inteligentă și super talentată. Tânără, dar cu o experiență de viață ce poate inspira multă lume. De ce? Pentru că ea tratează lucrurile cu înțelepciune, bun simț, dragoste și cântec. Și încă ce cântec! Când o asculți, îți pare că viața e ca o floare. Nume prenume, Lupu Viorica, născută la data de 28 decembrie 1986. Status social, necăsătorită. În copilărie se visa designer vestimentar. Adoră stilul vestimentar sport sau clasic. Mâncarea preferată, zeama de pui. Pasionată de croșetat, plimbările în aer liber și călătoriile. A plâns la filmul Joker. Dacă se năștea bărbat, se făcea un dirijor de cor celebru. La bătrânețe ar vrea să se mute cu traiul în Miami. Lăutare, să uit de amar, vreau să-mi petrec cu tine. Țin pe struna ta, pune inima, zilele de dor spline. Cântăm lăutare, să uit de amar, vreau să-mi petrec cu tine. Țin pe struna ta, pune inima, zilele de dor spline. Tinerețe dulce, mai stai, nu te duce. Viața-i trecătoare, hai și-mi cântă lăutare. Tinerețe dulce, mai stai, nu te duce. Viața-i trecătoare, hai și-mi cântă lăutare. Mă petrec, vreau să uit de supărare. Trec anii ușor, ca pasăre în zbor, zi pe strună lăutare. Se duc anii trec și eu mă petrec, vreau să uit de supărare. Trec anii ușor, ca pasăre în zbor, zi pe strună lăutare. Tinerețe dulce, mai stai, nu te duce. Viața-i trecătoare, hai și-mi cântă lăutare. Tinerețe dulce, mai stai, nu te duce. Viața-i trecătoare, hai și-mi cântă lăutare. Ce vremea, cheamă lăutari la masă. Lasă dor și chin, petrece din plin, că viața e frumoasă. Omule, nu sta, petrece vremea, cheamă lăutari la masă. Petrece din plin, cu un pahar de vin, că viața e frumoasă. Tinerețe dulce, mai stai, nu te duce. Viața-i trecătoare, hai și-mi cântă lăutare. Tinerețe dulce, mai stai, nu te duce. Viața-i trecătoare, hai și-mi cântă lăutare. Viorica Lupu, în această seară, la o discuție între noi, bine ai venit, draga noastră. Bine te-am regăsit. Cu tinerețea ta dulce te pup, te îmbrățișez. Ia uitați-vă, frumoase ca de obicei și acest costum de unde vine, draga mea? Te rog frumos, iei loc. Să știi că este un costum, cămașa este făcută la noi în Moldova, de așa, un meșter popular, da? Vâlnicul, partea de jos, vâlnic se numește, vâlnic. Da, este cumpărat din România și poalele la fel.
și pantofii sunt... Da, la ele nu e loc de fustă mă, sau ce mai e acolo, rochie, e vâlnic, sunt termeni din astea, valuri, valuri. Marame, tulpane, baticuri, tulpănele. Și ce porți în păr tu? Să știi că aranjamentul din păr este ceva mai modern, pentru că na, este o cosiță tradițională da. Pusă așa și asta? Coronița este făcută chiar de mine. E o coroniță croșetată, da? Da, da. Spuneam eu că este o femeie atât de frumoasă și uite, atât de tânără, dar cu o experiență de viață pe care poate să le dea la o parte pe multe altele care pot să spună că am trăit viață. Ea poate să croșeteze, să brodeze. Să gătesc. Să pictezi? Am văzut ceva sau... Am făcut, de fapt nu e chiar pictură, mi-a plăcut foarte mult, am făcut un curs de tehnică a decupajului. Știu că ceva am văzut, și, da. Și să știi că m-a relaxat așa, deci nu e pictură, nu sunt chiar așa talentată la direcția asta, dar da, îmi place. Se vede că e o fată cu tradiții, cu tot ce înseamnă bogăția noastră a neamului, da? De unde vine această poftă așa de tradiție și neam? Că acum toată lumea stă pe Instagram și muzică din asta comercială. Tu ți-ai păstrat chiar cu vârsta, tu de mică cânți, da? Da, da. Dar uite că nu te-ai schimbat direcția. Ai rămas pe muzica ta populară pe care o cântai de mică la Cricova? Da, că da. Acolo ești, de acolo ești de baștină. Da, și acum tot la Cricova stau, să știi. Ce să zic, este foarte greu să spui, să dai o definiție sau să spui exact de unde vine. Eu cred că așa a fost să fie, așa a fost lăsat de undeva, de sus, așa este lăsat de Dumnezeu. Și cred că și de la părinți, pentru că părinții așa m-au educat de mic, așa ne-au educat, pentru că așa au fost timpurile. Dar se cânta în familia voastră, așa, la nivel profesionist? Nu, la nivel profesionist nu, pentru că noi nu suntem o familie de muzicieni, dar întotdeauna muzica a fost binevenită și a fost în capul mesei, pentru că la orice sărbătoare de familie, țin minte întotdeauna când veneau oaspeți la noi, rude, la sfârșit de petrecere, când toată lumea era mai veselă decât la început. Când voi reveneați din fundul lijencei, da? Da, pentru da, că așa da. Era. Când sunt oaspeții, stați copii, acolo. Așa. Se dansa care... întotdeauna, se asculta muzică populară și nu doar populară și se dansa, deci erau alte timpuri, acum nu știu dacă lumea se mai distrează așa, acum sunt alte mode și ce ține de distracțiile maturilor și ce ține de copii, pentru că tu mă întrebai de unde vine. Copilăria noastră așa a fost, eu am stat la țară întotdeauna când eram mică, deci cum venea vara era lege, Viorica și Lenuța merg la țară. Dar unde mai la țară decât la Cricova? La Cricova oricum erați la casă la sol. La apartament am stat o perioadă, după care ne-am mutat la casă cu părinții, dar ne duceam la țară, în satul bunicii. Părinților noștri, la bunici, pentru că noi am avut noroc să fim amândoi din același sat. Și de distanța unde? Din Vâlcineț, raionul Călăraș. Și raionul vă cunoșteau județ, toți vâlcineții? Și acum, îți dai seama, când venim în sat, da, 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 și se simte chestia asta. Și în Cricova și în sat la bunei mei se simte. Când mergem pe drum așa, toată lumea ne salută cu admirație. Fetele lui e? Da, da, fetele lui Ion Lupu. Uite, vezi? Da, da. Dar ce cântai cu bunica? Ce cântați voi? Că și sora ta am, Lenuța, la fel. Ce diferență este de vârstă între voi? Eu sunt mai mică cu 2 ani și 7 luni. Deci... Da, practic toată lumea v-a văzut mereu împreună, ceea ce pot să spui că astea sunt surori gemene, doar că... Da, să știi că la un moment dat toți credeau că suntem gemene, dar Lenuța este mai firavă, mai slăbuță, mai micuță și mama întotdeauna zicea, avea așa, ia o glumă, zice, fata mami cea mai mare care e mai micuță. Și ce să zic, la țară când stăteam, la țară era o modă cu radio-ul ăla pe perete, radio Tocica, știi da. cum și era. Și se începeau diminețile și, de vară. Și era la modă Famarie cu Bariz atunci, era la modă Mai întoarce Doamne roata, Irina Login, deci muzică de asta veche, veche, adevărată. Muzică Dar ce înțelegeai tu la ai tăi, nu știu, câțiva anișori, 5, 6, 7 ani când rămâneai la bunica? Tita mai, piesa profundă, de unde tu o simțeai, de unde tu știai că uite ce cânt această interpretă? Eu țin minte piesa asta a Irinei Login și la fiecare strofă ea vorbea de o altă vârstă. Când aveam eu 16 ani, urmă, când aveam eu 30 de ani și eu eram copil atunci și mă gândeam, zic, Doamne, oare cum o să fie când o să fiu eu mare și o să zic, când aveam eu 16 ani, știi? Vreau să-ți recunosc o chestie. Până pe la vârsta de 14 ani, cam așa 13-14,
eu n-am fost îndrăgostită de muzica populară. Adică eu ascultam pentru că la noi asculta mama, tata, bunicii. O tratai așa. Dar că nu mi-era la suflet, nu pot să zic că nu-mi plăcea. Doar că nu simțeam eu așa o emoție, să simt niște fiori, wow, muzică populară. Nici nu, prin cap nu-mi dădea atunci că o să ajung să cânt muzică populară. Și de mică nu te visai pe scenă? Nu. Dar nu. Ce? Să știi că mama, de fapt toată lumea știe că mama are un ansamblu de copii, da, unde acum lucrez și eu de câțiva ani, aproape 10 ani. Și mama m-a luat la ansamblu, știi, normal, fata doamnei tu erai de directoare, de muzică, da? Și de asta nu mai vreau. Și mie nu-mi plăcea, pentru că ea vrea să mă pună în față, să stau în față, că sunt fiica ei și să stau în linia din față, să mă vadă lumea. Și mie nu-mi plăcea, eram foarte rușinoasă, mie nu-mi plăcea să ies în față. Chiar aveam tracul ăsta de public și când veneau oaspeții la noi acasă, tata zicea, hai, cântați-ne ceva. Eram așa rușinoasă, mă ascundeam după lenuță întotdeauna, țin minte. Dar s-a întâmplat ceva, nu știu, cred că pe la 14 ani a fost o chestie, nu știu, un declic ceva. Fii îndrăgostit. Ascultam o casetă, era cu casetele atunci, da, că noi am prins. Casetofonul, da, era casetofonul Cafe News sau de culoare roșie, în funcție de dimensiune. Da, da, da. Și am mai prins, părinții mei aveau de asta așa cu bobine, știi, unde puneai cu peliculă, cu așa, și trebuia să treci pelicula prin... Radiolă? Sau e... Uite ce nu știu chestii, cum să zic exact. Electronica se numea. Acum trebuie să se uite la noi și să spună tineretul ăsta. Da. Eu mă bucur că am prins timpurile astea, sincer, pentru că acum mă uit la copii total preocupați de altceva. Device-urile în mână și exact. Atât. Și era la modă cu casetele astea mici, deja trecusem la casete, nu se știa de CD-uri, încă nu eram. Nu, încă la capitolul dischetă eram. Da. Așa. Și era o casetă cu Adriana Ochișanu și acum ți-mi minte, Adriana era pe copertă cu părul negru, așa, cred că a fost prima ei casetă, nu mai știu exact. Și ascultam caseta aia și m-a ascultat-o o dată, de două, și tot îmi venea să pun, să repet piesele. Și la un moment dat îi zic mamei, și acum țin minte, zic, mamă, dar eu aș vrea să cânt așa muzică populară, să ies în față, mama s-a uitat așa la mine. Ce trăsne tu ești sigur de ce vorbești acolo? Atunci nu cred că m-a băgat prea tare în seamă, dar peste ceva timp iar am zis, mama, dar poate mergem la un profesor ceva de canto, sau să căutăm, sau să găsim, sau să... Și a văzut ea că eu sunt insistentă, da. Și atunci mama ne-a luat de mână pe amândouă, pentru că noi amândouă, la noi știi cum era. Dar Lenuța nu prea vroia. Adică ba da, și da? Lenuța, da, pentru că noi, la noi știi cum era, știi cum sunt două fete în familie. Vrea una, vrea și cealaltă. Una vrea așa, cealaltă la fel, da. Și mama ne-a luat de mână frumoșel și ne-a dus la maestru Nicolae Vodgros. Aveam sus. 15 ani, țin minte că. Se cunoșteau. Nu știu exact cum a făcut mama atunci, dar ne-a dus la el. Mama ne-a zis într-o zi, mergem să vă asculte cineva, dar nu ne-a zis cine. Stai seama, când am ajuns în fața lui, ne-am dus. Îl cunoșteai? De la televizor, nume, da, pentru că atunci era începuse în România, lăutarii luau amploare foarte mare, erau evenimentele astea grandioase, Cerbul de Aur, festivalul Mamaia de Folclor, deci era... Stai seama, mă uitam la televizor și ziceam lui mama, aș vrea și eu să ajung acolo să cânt. Și ce a zis maestru Vodgros? Și ne-am dus la studio. El avea o sesiune de înregistrări și într-o pauză a zis, da, fetele, vreau să cântați-mi ceva. Deci asta a fost prima. Și ce ai început a cânta? Am început să cântăm piesa Hai, hai, Munți Carpați. Deci e piesa pe care tu recent ai lansat-o. Da, am relansat-o, da. Da. I-am dat o altă viață pentru că i-a mai fost imprimat odată și... Dar de unde știi piesa asta? Păi, asta este o piesă, la bază este o piesă folclorică și știi cum e cu piesele astea folclorice? Ele se aud din unii în alții, adică... Și se cântă o piesă... din zone, în diferite zone diferite. Nu e o piesă de autor, să zici că, uite, o știu de la cutare. O cântam și la ansamblu noi cu copii, adică era o piesă oarecum cunoscută. Am cântat piesa asta, dai seama că mi-e întremurau genunchii. L-ați cucerit? Da, și maestru s-a uitat așa la noi cu o blândețe de asta în privire și... Pentru că mie mi-era un pic frică de el, recunosc. Îți dai seama, copiii, două fetițe mici. Și responsabilitate, nu că ar fi el cumva cu două capete, dar... Da, dar era frică asta, zic, Doamne, cum să cântăm în fața lui? Doamne, dar nu știu, dar îți dai seama când a zis, maestru, cântați ceva, nu puteai să zici, da, eu nu cânt, da, eu nu vreau. Da. Am zis, acum, ori niciodată, știi? Și parcă mi s-a părut mie la un moment dat că s-a emoționat așa, a făcut cu mâna și am zis, wow, adică m-am copleșit. Care fost replica lui? Ce v-a zis la final? Ne-a zis, și acum ți-mi minte că cu câteva luni înainte fusese Cerbul de Aur la Brașov și acolo s-au cântat și piese patriotice. Și el a zis atunci, uite ce bun ar fi fost piesa asta la Cerbul de Aur, știi?
A zis o frază pe care toată viața o să o țin minte. A zis, ce fetele, mami, vreți să fiți artiste, da? Și noi, da, de asta mai plăpând așa. Și el a zis, da, să știți că aveți potențial, dar trebuie dezvoltat și să știți că drumul ăsta este foarte greu. Și în special a zis mamei, a zis, dumneavoastră trebuie să știți că este un drum foarte greu, foarte complicat și dacă fetele vor trebuie să le susțineți foarte mult, pentru că sunt fete și o să le fie foarte greu. Și dai dreptate maestrului? Și acum, după câți ani de muzică? Cam 17 ani de atunci. Și dai dreptate, de la întâlnirea asta, da? Sigur că da. Știi cum e maestru Podgros, el nu vorbește foarte mult, adică mă refer în privat așa, adică el nu-ți spune multe lucruri, dar îți spune două, trei cuvinte care te marchează și cuvintele astea știi că mi-au rămas în suflet. Da. Și v-ați întors acasă și v-ați pus vorba aia cu mă burta pe portativ, probabil. Da. Ați pus casetofonul în continuu să-i cânte piese pe care să le învățați, probabil. Și așa a început să participați la diferite concursuri? El ne-a sugerat atunci să căutăm un profesor de canto și ne-a zis exact și la cine să mergem. Și am mers la maestru Ioan Paulencu, care a fost profesor și este în continuare. El cu o voce așa plină artistism. Am luat o perioadă lecții la dumnealui eu. Lenuța plecase la București pentru că ea era studentă și ea a mers acolo la un alt profesor pe care tot maestru ne-l a recomandat. După care au început concursurile, da. El ne-a spus că, uite, în România sunt foarte multe concursuri de soliști și este bine ca fetele să meargă acolo ca să-și încerce potențialul, și norocul. Și să prindă experiență, exact, da. Exact, pentru că la noi atunci chiar era doar un concurs, cred că după asta s-a mai făcut Nicolae Sulac și altele. Și am mers și la noi și am luat și acasă premii și în România premii, o grămadă de premii. Deci din 2007 până în 2009 au fost 2 ani de zile în care noi cu Lenuța am mers aproape toate festivalurile. Și eu nu cred că voi atunci realizați că totuși drumul ăsta e greu. O luați ca pe o joacă, cântați, vă plăcea, mai ales erați răsplătite cu premii, e foarte bine. Eu cred că, înaintând cu vârsta și cu experiența, realizați că, totuși e dificil, trebuie continuu să te reinventezi, să investești bani, să investești în tine, în imagine, nu? Da. În relațiile pe care, uite, le faci, să investești atenție, timp. Da, acum dacă stau să mă întorc cu amintirile în trecut, îmi dau seama că a fost o mare nebunie. Acum dacă mai pune să merg așa, nu știu dacă aș mai avea curajul necesar, pentru că... Nu, face, noi mai mergem în studioul domnului Bodgros? Nu, vorbesc de concursuri, pentru că noi, știi cum era, noi mergeam de la un concurs la altul, luam trenul, mergeam noaptea, nu știu câte ore, ne opream în nu știu erau ce oraș. Erau la o zi diferență sau... Era o perioadă când se nimereau la câteva zile și trebuia să ajungem dintr-un capăt al României. Cine mergea cu voi, în afară de voi două surori? Mergea mama, tatăl? Nu. Fiecare dată am fost singure, da. Pentru că, în primul rând, nu erau posibilități financiare, era foarte complicat să Dar trebuia pașaport, viză, din astea, cum circulați voi prin România? Deja eram, la perioada aia, eram majore și atunci era cu vizele, dacă stau să mă gândesc. Da, cu viză, de asta și întreb. Dacă mergeați cu festivaluri sau probabil vă făceați procură. Cred că am avut viză, nu mai știu detaliile astea, să știi că multe s-au întâmplat și le-am mai uitat. Dar a fost o perioadă tare faină. Am acumulat experiență chiar și la festivalurile la care n-am luat premii. Să știi că acolo ne-am făcut cei mai buni prieteni, cele mai frumoase legături în domeniul artistic și... Când ai început să faci diferența, uite, din stilurile astea? Pentru că eu, spre rușinea mea, ok, nu fac muzică, dar parcă puțin le fac diferență dintre stilul bănățean, maramureșean, care mai e? S-o grămadă. Când ai început Bihor, să le înțelegi? Banat, Ardeal, Oltenia, Muntenia, Mehedinți și așa mai departe. Cred că ai studiat literatură de specialitate până la urmă. Da. Atunci când am fost la maestru, el ne-a dat un sfat și ne-a spus fetele trebuie să cunoască, dacă merg în România n-au cum, ele trebuie să cunoască din ce zonă vin, ce reprezintă, cum și tot. Și atunci am început să căutăm în culegeri, să studiem, să citim, să urmărim... Să urmărim emisiunile de folclor de la televiziunea română, pentru că acolo sunt standardele foarte riguroase, pentru că emisiunile lor de la televiziunea națională sunt realizate de etnomuzicologi care cunosc, și acolo se vorbește, de fiecare dată se spune, uite, ăsta este de acolo, diferențele de costum, știi? Și uite, chiar nu aveai poftă, uite, de o muzică din asta, de un 300 ies care cânta pe atunci.
cine mai era? Direcția 5. Animal X. Animal X. Andre. În partea cealaltă, Ala Pugaciova, Filip Kirkorov. Ce ascultai în afară de muzică populară? Dar tu să nu-ți imaginezi că ascultam doar muzică populară. Da, păi 3 sud-est. Ce vorbești cu 3 sud-est la discotecă când eram copii? Atunci, în perioada aia, adolescenți, da. Primul tău costum popular? Primul meu costum popular a fost achiziționat de la maestru Ioan Paulencu, pentru că am început să merg atunci și la el la ore. Da? Știi toate tradițiile, pentru că el este un promotor al tradițiilor și le menține, știu că promovează de fiecare dată. Și toți studenții lui, vreau să spun pe această cale, el pe toți instruiește, le spune, tu trebuie să porți așa, să ieși așa. Maestru Ioan Paulencu mi-a zis o vorbă, iarăși, care toată viața mă urmărește, mi-a zis așa la prima lecție la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, ți-mi minte. Mi-a zis așa, zice, să știi că scena este ca un cal de ăsta nedresat, un cal de ăsta nărăvaș. Te urci pe cal și te ții bine. Dacă nu te ții bine, te dă jos și după asta nu mai ai curajul să urci. Ei, și eu atunci mă gândeam, ce cal, despre ce vorbești el. Da. După care am înțeles, pentru că în timp afli multe lucruri, înțelegi subtilitățile meseriei pe care tu o faci și... Când ți-a fost cel mai greu și ai spus că da, nu, trebuie să mă reprofiliez, dar nu fac muzică, gata. Când ai avut vreun eșec așa și ai zis că nu, totuși fac ceea ce nu trebuie, dacă a fost? Păi n-am avut așa momente în care să zic că chiar așa să mă las de tot. Sigur că e oboseală, aș spune cuvântul, câteodată când sunt multe evenimente, te gândești, Doamne, dar oare chiar are rost să ne... stresăm atâta și după asta te odihnești, îți treci și ai o poftă de muncă. De... Plus plecările astea făceai relații cu diferiți viitori artiști, probabil, interprezi de muzică populară, care acum îi cunoști. Ce artiști de mare valoare, uite, din România, de exemplu, îi cunoști și colaborați? Colaborăm la modul direct, nu am nicio colaborare, decât doar ne cunoaștem, suntem prieteni, cunoscuți. Doamna Sofia Vicoveanca, să știi că asta este o relație de prietenie care mă onorează și foarte mult. Și care trebuie să te mândrești, da? Da, pentru că am admirat-o de când eram mică, ținuta ei și foarte sobră, așa, o femeie puternică. I-am și dăruit două baticuri, doamne Sofia, din colecția mea, pentru că bunica a ținut neapărat, a zis că vreau să ajung și la ea un batic și de-al meu. Și să văd cu batic de-al meu. Și de fiecare dată când ne întâlnim la filmări sau la radio undeva, i-am zis, măsmăluta de la tine o port cu mare drag. Și dai seama că este o bucurie. Doamna Mioara Velicu, iarăși, este o doamnă foarte deschisă și foarte... Când am lansat albumul în 2009 cu Lenuța împreună și cu frații Ștefăneț, am făcut o emisiune de lansare la o televiziune din România și doamna Mioara a acceptat să vină fără niciun fel de remunerare, adică a fost foarte deschisă. Și bucurător faptul este că ei recunosc că au o relație cu voi de amiciție, de prietenie, știi? Da. Nu se fac că te-am uitat, dar de unde ești, dar cine ești? Adică... Sunt deschiși, să știi că artiștii mari sunt... Sigur că nu toți, acum nu pot să zic de toți, că nu pot să-i cunosc pe toți chiar atât de bine personal, dar sunt deschiși și spre a da sfaturi, spre a comunica cu tinerii, spre a-i ajuta cu... Uite, am observat un val de interprezi ai noștri, mă rog, acum e cert, toată lumea cunoaște, Carlos Dreams, The Motans, Irina Rimes, toți sunt în România și apreciați la capitolul muzică ușoară. Cum sunt priviți artiștii de muzică populară? Peste hotare, uite, în România, de exemplu, la fel sunt, au ce învăța, pentru că ei de fiecare dată spun, băi, artiștii din Moldova au școala aia rusească, nu știu cum. Ce zic de muzică populară? Să știi că ce ai auzit? Din ce am auzit eu, suntem cu toții priviți foarte bine acolo. Nu mai vorbesc de orchestre, orchestrele noastre sunt mega, super apreciate acolo, chiar poate mai mult acolo decât aici, de soliști mă refer. Și noi, artiștii, suntem, mă refer la vocaliști, suntem primiți foarte bine acolo. Eu mă duc des în România, am spectacole, nunți. Oamenii te privesc așa ca pe ceva, wow, parcă ești de lor, dar parcă ești un pic altfel. Special guest, invitatul special. Eu n-am simțit niciodată treaba asta, că cumva suntem priviți, uite și ăsta a venit sau... Nu. Ți-am zis, foarte mult respect, admirație și ei vin cu mare drag la noi și asta chiar mă bucură, pentru că de obicei noi vrem să mergem la ei, știi? Adică noi tindem să mergem acolo pentru că este țara mai mare, public mai mult. Dar de curând am fost la un spectacol la Suceava și acolo toți interpreții vorbeau că, uite, la Chișinău se fac spectacole frumoase, cu regie frumoasă, cu lumini și eu ascultam așa cu bucurie, zic, wow, ce Iar fain. Noi de fiecare dată spunem că, uite, la ei ce se face la Sala Palatului și la fel concerte enorme. Da, visezi la un concert la Palatul Național, al tău propriu? Să te lasă și mai gândești?
Nu știu, să știi că e o responsabilitate foarte mare. Nu știu dacă sunt pregătită pentru așa ceva, dar sigur că mi-aș dori. Dacă e pregătită sau nu în viitor apropiat de un concert la Palatul Național, să-și schimbe radical viața, să emigreze sau nu, să se căsătorească sau nu, să dea naștere la un copil și, cel mai important, dacă are cuie să-i lase zestre cele câte baticuri? 130. 100 și ceva de baticuri o să aflăm în scurt timp după o scurtă pauză tot aici cu Viorica Lupu și o nouă piesă. Partea a doua emisiunii Între Noi, draga mea, o plăcere de femeie ești și vreau să te întreb, ce faci tu ca să ai viața ca o floare? Uite, care sunt plăcerile vieții, în afară de a cânta, de a face meserie pe care o faci cu mult drag? Păi, în afară de meserie, pentru că asta ne ia tot timpul și avem tendința de multe ori să ne plângem, că n-avem timp pentru noi. În afară de asta, eu mă străduiesc să-mi ofer întotdeauna timp pentru micile mele plăceri. De exemplu, mie îmi place să mă duc să mă plimb câteodată în parc și chiar câteodată să merg singură, știi? Pentru că atunci poți să stai singur cu tine, să meditezi, să te gândești, mai pălești așa o inspirație și eu încep repede să scriu în telefon, idei de piese sau așa și așa mai departe. Îmi place să stau cu prietenele la ceai, să stăm să bârfim așa. La un pahar cu vin! De ce da, am zis ceai așa. Așa. Da. Îmi place să mă duc la spa câteodată. Deci se răsfață, Viorica Lupu, pentru că merită. Nu, nu,
pot să zic atât de des, dar îmi place să mă duc câteodată, pentru că și oboseala se adună, îți dai seama. Alte plăceri, îmi place să mănânc bine. Deci eu sunt un om care, mie dacă mi-e poftă de ceva, eu niciodată nu-mi refuz. Nu mă gândesc la kilograme, că o să fie, că o să arate, că o să se vadă. Că am avut perioade când am fost mai plinuță, după care am slăbit, după care iar... efort într-o noapte la o cântare și se dau jos. Da, da, da. Încă una din plăcerile tale e să colecționezi aceste piese vestimentare tradiționale. Da. Acum te-ai axat pe baticuri, batiste, celebrele tale batiste, care au ajuns și la interpretele de peste Prut. Da. Ce-ți veni? Nu știu, iarăși a fost așa un flash așa în creierașul meu și... Am mai multe și nu ar trebui să le pierd, ar trebui să fac ceva. A început totul de la vreo 6-7 baticuri pe care le-am găsit la bunica în dulap. Erau puse așa teancă și frumoase, noi, colorate, da, și unele chiar aveau eticheta aia, da, vechi, vechi, scrisă anul, nu știu cât acolo. Și m-am uitat așa la ele și zic, bunica, dar tu ce faci cu ele? Zic, le porți sau... dar le port așa doar la ocazie, la, când mă duc la biserică, nu știu ce am mai zis ea pe acolo și am zis că, doamne, vrei să mi le dai mie? Cum să ți le dau ție? De ce o să faci cu ele? Zic, lasă că o să dai de ce fac cu ele. Și am început să le port în scenă, la concursuri. De câte ori mă duceam în România, mulți îmi spuneau, vai, dar ce baticuri frumoase și aveți mândră voi bunica acolo. Ta, că uite unei porții baticuri. Da, 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 și toți îmi spuneau că la voi în Basarabia baticurile parcă sunt mai viu colorate, sunt mai interesante, sunt mai frumoase. Și aici am zis că trebuie să mai caut, să mai adun. Și a început câte unul, câte două, câte cinci, câte zece, câte dată. Da. Și acum am ajuns la 130 și ceva de baticuri și nu mă opresc aici. Plus că ai investit și cu câte o ședință foto în această colecție a ta. Ești foarte profund în acele poze, alegi natură să fii, am văzut un cal, da, iarna, da, sunt diferite anotimpuri. Da. Ce te inspiră? De ce vrei să faci aceste ședințe foto? Cumva, că nu doar baticurile sunt puse în valoare, e, da, sufletul tău acolo care altfel se vede. Să știi că în ședințele astea foto eu mă regăsesc pe mine și încerc să mă depășesc, să scot din mine unele calități, poate de actriță sau de a intra într-un anumit rol. Pentru că eu sunt destul de rușinoasă, recunosc. Și... Încă de pe atunci, din copilărie, ai rămas? Da, da. Și țin minte că la prima ședință foto eram așa mai stingheră. Că nu știam ce să fac cu mâinile, că nu știu, da, cum să mă, da, uit. Că nu știu... că eu nu știu să pozez, nu știu. Dar eu lucrez cu Petrică Platon, pe care toată lumea îl cunoaște și el este o fire foarte nebună, așa, foarte... tot așa ca și mine, nebunatic, zlăpăiat, și atunci noi ne-am găsit așa chimie și ne descurcăm foarte bine pe platourile în care facem fotografii. Și îmi place de fiecare dată să... eu nu le caut, știi, temele astea, rolurile astea pe care eu le fac. Sine. Dar mie îmi vine simți? Așa câte o idee. Știi, de exemplu, cum a fost cu... Prima a fost cu baticurile și noi ne-am gândit cu Lenuța să facem împreună pentru colecția de baticuri, să o fotografiem și am zis că da, să fotografiem doar baticurile sau și noi. Că nu le vindem. Și am zis că hai să fim și noi în poze. Și atunci așa a pornit ideea, după care rând pe rând am mai făcut câteva ședințe foto, toamna, în frunze. Dar vreau să te întreb, când îți vine ideea să faci această ședință foto? Când ai mai mult timp liber, când cumva intri într-o rutină din asta mai puțin sau mai mult plictisitoare și spui că, băi, trebuie să schimb ceva, trebuie să, nu știu, să-mi cresc numărul de follower, de urmăritori pe Facebook, pe rețele de socializare. Nu crește, să știi că nu crește numărul de urmăritori de la aceste ședințe foto, pentru că oamenii sunt interesați de altceva. Asta am vrut să întreb. Interpretele, da, de muzică populară sunt axate pe, uite, ce înseamnă rețele de socializare. De exemplu, Adriana Ochișanu, până anul trecut, cred că n-a avut profil de Facebook. Sau cine altcineva. La fel, nu prea sunt axați. Vor să fie apreciate așa. Da. Corect, acolo pe scenă, acolo în studio să-și facă treaba. Dar, de un an și ceva, doi, să spun, a început lumea să învețe ce înseamnă bumerang, poze pe Instagram, să pună... aplicații și așa mai departe, da. Ce văd de asta? Cumva, siguranță că sunteți în rând și cu ceilalți artiști sau poate totuși vreți să vă testați, băi, sunt urmărit eu, sunt apreciat eu? Să știi că generația tânără a interpreților de folclor de la noi și de peste Prut sunt foarte, foarte axați pe social media, da, în general. Chiar investesc în asta foarte mulți bani ca să obțină un anumit număr de urmăritori.
Eu recunosc că mie îmi place să fiu activă pe rețelele de socializare, dar în limita normalului, adică nu postez cum mă trezesc și cum mă spăl pe față. Și ce mănânci. Nu chiar așa, adică îmi place totuși. Știi, înainte era chestia asta, eu când m-am lansat pe timpurile alea, nu era atâta internet și atâtea televiziuni și era oarecum curiozitatea asta. Oamenii vreau să cunoască artistul, să-l vadă cum arată el în blugi, cum arată el mănâncă, dar oare cum are părul, dar oare ce culoare de păr are sub batic acolo, de exemplu, da? Acum se pare că e totul dat pe tavă? Acum prea multe, mie îmi pare că prea mult dăm oamenilor și... De asta și concurența crește, cred eu, foarte tare și asta ne stresează și pe noi ca și artiști, pentru că artistul în loc să se gândească la actul de creație, actul artistic, el se gândește, Doamne, dar de ce am luat mai puține like-uri acolo sau știi? Dar eu ședințele foto nu le-am făcut niciodată pentru ca să obțin mai mulți urmăritori sau mai multe like-uri, că sunt e același număr de like-uri care a fost și până la și după, dar ți-am zis, mie îmi place pentru că pe mine mă scoate din zona asta de confort. Mai ales că noi avem, tu știi că meseria noastră e bazată pe anumite perioade. E o perioadă mai intensă când sunt petrecerile, toamna, după care post, iarăși la sărbătorile de iarnă, iarăși evenimente. Și eu mă străduiesc în perioadele astea puțin mai liniștite să fac câte o chestie de asta, câte o nebunie de asta, pentru că, în primul rând, îți trezește inspirația, îți gâde la așa inspirația și tu ești pus în situația să te gândești la fiecare temă fotografică. Eu stau și mă gândesc înainte de asta. Ce accesorii să iau, cum să stau, și cum să fie. Și îți dă vibe ăsta de eu sunt activă, sunt creativă. Acum, tot aș vrea tot despre aceste rețele de socializare, care, până la urmă, ne marchează cumva sau ne mișcă. Tu fiind atât de tânără, frumoasă, toată lumea știe că ai trecut printr-o relație, ai avut o nuntă frumoasă. Ce a fost, a fost. Și cel mai mult s-a vorbit și despre acel divorț prin care ai trecut, uite așa. Da, să știi că eu glumeam. Nunta noastră a fost pe atunci, pe timpuri, a fost numită nunta anului. Așa s-a dat calificativul ăsta în presă. Și la divorț eu glumeam. Zic că ăsta este divorțul anului. Uite, și iarăși, rețelele de socializare, pentru că dacă nu erau, poate străiai tu și rudele tale povestea și gata, nu se afla, nu se discuta nimica. Acum vrei, nu vrei, pe toate site-urile, pe toate rețelele, se discuta, se bărfea sau vrei, nu vrei, tu ajungeai la un interviu și trebuia să dai o explicație până la urmă. Da, pentru că de multe ori te duci pentru altceva să prezinți o piesă și oricum omul din fața ta te întreabă și nu poți să-i zici, auzi, nu m-a întrebat, că n-am de gând să-ți răspund. Și multă lume a zis că am vorbit prea mult despre asta, chiar și fosta familie, dar mai cum să eviți subiectele astea? În momentul și tu ieși în fața oamenilor și tu vrei să prezinți oamenilor și arta ta, oamenii vor să mai știi și altceva despre tine și dacă ți se pune o întrebare, deja n-ai cum, trebuie să răspunzi. Știi cum, acum parcă suntem mai interesați de tot ce se întâmplă pe domeniu sau personal decât muzică, decât cel artistic. Eu vreau să te întreb dacă, gata, te-ai calmat, te-ai cicatrizat acolo, totul e bine. Da, de mult. Și când te uiți în urmă, ce stare, ce emoții ai? Ei, vezi și tu când mă întrebi, mie vine să râd. Și de fapt, eu starea asta am de foarte mult timp. Ce să zic, că acum zâmbesc eu, dar atunci a fost complicat, a fost o perioadă grea. Dar am trecut cu bine, cu ajutorul celor dragi și cu credință mult în Dumnezeu. Și ce ai învățat, uite, din toată perioada asta prin care tu ai trecut post-divorț? Ce ai înțeles? Am înțeles că atunci când vrei să formezi o familie serioasă și durabilă și temeinică și trainică, trebuie să fii foarte pregătit pentru asta. Pregătit emoțional, psihologic. Trebuie, în primul rând, noi, în societatea noastră, din păcate, nu suntem educați atât de... Deci nu suntem educați ca să înțelegem cât de responsabil este pasul ăsta de a face o familie și eu cred că foarte multe cupluri se joacă de-a familiile la noi în țară și asta este trist și trebuie să încercăm să ne autoeducăm, pentru că acum este la modă și sunt o grămadă, avem acces la informații, sunt cărți, sunt specialiști la care putem apela. Nu mai este o scuză că nu știm, că n-am fost învățați, că nu știm cum se formează o familie și ce înseamnă de fapt o familie, câte responsabilități implică asta, câte sacrificii. Că asta, de fapt, este problema. Când începi să, după ce ai format o familie, te-ai căsătorit, începi să trăiești și începi să apară prima greutate, a doua, a treia și acolo, gata, toată lumea se panichează. Și tu crezi că din greutăți se divorțează? Doar greutățile sunt de vină? Adică obstacolele astea?
cred că nu doar asta, sunt foarte mulți factori. Un om nu divorțează așa simplu. Pentru că, de ce întreb, majoritatea femeilor care au venit așa la o discuție între noi, majoritatea au trecut printr-un divorț. Și nu înțeleg de ce, păcate, și da. Parcă aparent toate femeile, că eu am vrut să lupt, că eu așa, dar ce se întâmplă? De ce e așa multă irresponsabilitate într-un cuplu? Ți-am zis, eu văd divorțul nu doar ca o problemă a unei familii mici. Eu cred că asta este o problemă socială care se întâmplă la noi și nu doar în țara noastră, în general în partea asta de Europa. Eu cred că nu suntem educați suficient pentru asta, nici femeile, nici bărbații. Dar pentru că într-o familie fiecare are rolul său, funcția sa, există, fiecare vine într-o familie cu menirea lui. Bărbatul are un anumit rol și funcție în familie, femeia un alt rol. Și atunci la noi se inversează, totul este pe dos. Femeile au început să fie foarte puternice, să-și mai fură și din rolurile bărbaților, este și părerea mea. Bărbații, văzând că femeile sunt așa luptătoare, mai lasă puțin și ei. Atunci, uite, la fosta ta relație, cine primul a fost cel care a spus, gata, stop? Eu am fost, da. Pentru că bărbații nu au curajul să facă asta, bărbații. Acum eu generalizez, dar nu e ok să știu, trebuie să scap de treaba asta. Da, ești gata, uite, să dai, nu știu, vot de încredere altui bărbat care să intre în viața ta și să încerce să te facă din nou fericită și să te lași deja, să nu mai calci pe alte greble și să te lași tu, femeie iubită, neajutorată, să nu ți atribui sarcini bărbătești? Să știi că eu sunt gata de asta. Și de mult timp sunt gata de asta, dar pentru că au trecut deja 2 ani și ceva de la divorț. Dar problema mea este că eu nu prea mai am încredere așa în oricine, știi? Adică... Uite, hai acum să te întreb ca între noi fetele. După ce lumea află că ai divorțat, gata, ești liniștită, au început cumva să-ți scrie tinerii pe rețele de socializare, să te contacteze cu tupeu sau așa, atenți cum? Și cu tupeu și atenți și de toate felurile au fost. Dar eu nu am răspuns. Dar ai ieșit la vreo întâlnire? Sigur că da. Cu vreun fan, de exemplu? Nu știu, fan. Da, a fost să-i testez, de exemplu. Bine, noi ieșim, dar măcar tu știi ce când eu știu o piesă de-a mea. N-am făcut testări de astea, că eu îmi dau seama că na, nu toată lumea ascultă, cunoaște. Dar normal că cel care decide să tasteze mesajul ăla pentru mine, normal că știe cine sunt și... Și asta este, să știu, o chestie complicată la noi, pentru că din moment ce ești... un pic de persoană publică, hai să zic așa. Se pune un baraj? Adică le se pare că ești greu de cucerit? Unii au senzația că ești greu de cucerit, că ești foarte mândră și arogantă, pentru că tu n-ai timp să stai să fii firavă și plăpândă, pentru că noi suntem, așa suntem noi, femeile din domeniul ăsta. Trebuie să muncim, alergăm în toate părțile și atunci un om care nu înțelege asta se poate să trateze asta ca fiind o aroganță, o mândrie. Alții judecă gen, asta este artist, înseamnă că face mulți bani sau, deci tot felul de situații am întâlnit și am văzut și am avut câteva tentative de a lega o relație, hai să zic așa, după divorț, dar nu știu, e foarte greu. E foarte greu. Deja ai devenit prea profundă, prea te uiți atent cu microscopul la... Păi îți dai seama, odată ce te-ai ars, cum se zice în popor. Dar cum ar trebui să fie acel bărbat care să o cucerească pe Viorica Lupu? Uite, să fie din domeniu. Sau... Nu știu asta, chiar nu știu. Multă lume m-a întrebat, pentru că fostul meu soț era muzician și mulți îmi ziceau, nu, cred că acum nu te mai uiți la... Nu știu, eu nu am o regulă ce ține de domeniu, de meserie, nu mi-am pus nicio barieră. Dacă o să simți tu ce trebuie. Dacă eu o să simt că, eu în primul rând vreau să fie bărbat, să simt eu că el își înțelege menirea în viață și asumă rolurile pe care el trebuie să le facă, pentru că asta este cel mai important. Și eu sunt gata să dăruiesc, să ofer, dar și să primesc. Dar ți-am zis, sunt foarte așa sceptică, de fier, nu știu, că mulți mi-au zis, Viu, dar tu ești așa dură cu toată lumea, ești așa zâmbitoare și nebună, dar de fapt ești foarte dură. Eu nu sunt dură, eu sunt, probabil că așa m-a făcut experiența prin care am trecut și cred că toate femeile care am mai cunoscut și din domeniul nostru, artiste care au divorțat și toate au devenit așa oarecum, au pus o protecție, știi, adică este greu să treci de ea. Și eu recunosc și oamenii știu treaba asta. Și... Dar dacă vine unul acum și te convinge, mai faci o nuntă?
A, apropo. Următorul bărbat, dacă ne urmărește, care așa. Să fie, vreau să știi cum mi-aș dori eu să-l cunosc, să vin așa peste 2-3 zile după ce l-am cunoscut și să-mi zic că vreau să fii soția mea, adică să mă ia și să urcăm așa undeva pe o munte, să ne căsătorim acolo și să nu știe nimeni de asta. Să nu mai bată apa în piu ani de zile și nu știu ce convingeri. Să fii sigur că... Da, da. Și m-aș mai căsători odată, ți-am zis, dar fără eveniment de ăsta anului. Înțelegi? Și aș face câți copii? 2-3. Mm-hmm. Deci ești... Dar 2 sigur. Da. Pentru că baticurile și toate costumele naționale neapărat trebuie să meargă moștenire. Da. Copiilor tăi. Și eu mă văd mamă de băiat. Nu știu de ce am eu așa senzația asta că eu o să fiu mamă să-i dai tu educația aia care n-ai găsit-o în cine da? Trebuie. Și m-a întrebat cineva, dar de ce vii o mamă de băiat? Și am zis că vreau să-l învăț cum să fac o femeie fericită. Uite ce frumos. Ei, draga mea, eu aici nu am nicio zestre. Așa? Nu am niciun batic. Am niște întrebări din astea așa, la care sunt sigură că o să faci față cu demnitate. Hai, te rog, poftește. Uite așa, pe vârf de munte. Dar pe vârf de deal la Cricova, nu? Ce întrebare! Ai căutat pe Google numele tău? Da! Și ce ai găsit acolo? Prima care a apărut. Primele știri au fost interpretate ca lupă de vărțat. Și acum zâmbești. Asta e. Ce să faci? Dar la început căutai, cercetai, vedeai comentariile, ce scrie, cum scrie. Să știi că nu m-am uitat la comentarii niciodată eu ce scrie lumea. Nu. Eu m-am bazat pe ceea ce îmi zic apropiații. Și știu ce am trăit. Da, exact. Dar nu prea citesc eu comentarii. Chiar zilele astea mi-a zis cineva. Dar ai văzut acolo la o știre, un comentariu? N-am timp de așa deja ceva. Ai trecut etapa de... Oamenii oricum sunt părerile întotdeauna sunt împărțite, așa că... Na. Uh-huh. Ce mai avem acolo? Așa. Păi de... Ai făcut baie în mare dezbrăcat. Logic. De nu tot? Costum. Adică de tot? Topless? Goală? Da? Nu, niciodată. Deci ți era frică să nu răcești? Nu, dar nu fac eu din asta. Eu sunt foarte pudică, oameni buni. Așa. Uite că mă veri ca lupu. Dar să știe oamenii că îmbrăcat în costum de baie, nu o pinci în desa. E clar că nu se gândește lumea acum. Așa, ce mai avem? Ți-ai făcut un cont fals ca să spionezi pe cineva? Da. Oh, bună! Așa, dar poți să cine să spionezi? Nu. Dar mai ai acel profil acum? Nu. Ei, de ce nu? Nu, că nu țin eu minte parolele și astea, dar a fost o perioadă viața mea în care chiar am avut nevoie și mi-a făcut treaba și după asta am zis e prea complicat pentru mine să gestionez contul meu, dar pe și că... altul, da. Uite că am aflat și altceva despre Viorica. Ce mai avem? Ce cred majoritatea persoanelor despre tine și nu este adevărat? Ai auzit tu? Mi s-a spus de câteva ori, de multe ori, mi s-a spus că după ce m-au cunoscut oamenii mi-au zis, dar tu așa, toată lumea vorbește despre tine că tu ești așa mândră și cunoaște pe sus, dar tu de fapt nu ești așa, tu ești foarte simplă așa în comunicare. Asta. Și cam atât. Ok. Da. Așa. Te rog, te rog. Așa. Nu ne place că tu ești sinceră și spui lucrurile exact așa cum sunt. Ce e acolo? Ce ai prefera să nu te îndrăgostești niciodată sau să poți schimba gândirea bărbătească? Wow, ce grea întrebare! Să nu mă îndrăgostesc niciodată? Of, tare aș vrea! Să nu te mai îndrăgostești, da, pentru că e nasol, după asta stai și ți-i dor și... Dar nici dar fără dragoste. Dar n-ai cum fără asta, n-ai cum. Deci totuși ar vrea să nu se îndrăgostească, dar să schimbe gândirea bărbătească este foarte greu. Ți-am zis, cum să schimb? Femeile care au senzația că lasă că eu o să-l schimb. Nu există așa ceva. Confirmat de specialiști, deci nu știu, zic doar așa, eu. Așa, ce mai avem? Hai, mai avem încă... Regia, cât mai permitem? Câte întrebări? Că răspunde bine. Ce e? Doamne, ce întrebări aveți? Sunteți nebuni. Ai trimis poze dezbrăcat? Nu! Dacă e clar, nu s-a băgat în mare, hai să era următoarea. Așa. Măi, în marea dragoste, atunci când erai în fierbințeala tinereții. Nu. Așa. Eu în fierbințeala tinereții umblam la festivaluri, adunam premii, n-aveam timp. Femecu. Ai sunat vreodată cu număr ascuns? Poate că da, dar nu țin minte. Nu știu să zic acum detalii, dar probabil că da. Cred că toată lumea a făcut asta, nu știu. Chiar nu știu. Îmi plac călătoriile, de asta mai mereu sustrag din hotel.
Șlapii de la... Perfect, dacă colecționez costume. Și de ce să nu ai și niște papuși de cameră? Da. Ultima și am plecat. Da, da, da. Dacă ar fi să-ți faci o operație estetică, ce ai schimbat la tine? Ce ai schimbat? Nu zic, pentru că o să o fac și după asta o să zic. Hai, spune-ne. E aici, e aici sau e aici, nu știu. Aici. E aici. Da. Dar ce, că ești perfectă, fată. Ok, draga mea, ca să mai analizăm noi ce ar trebui sau ce ți-ai dorit tu să schimbi la nivelul capului, la mansardă, te rog să iei microfonul, să-mi dai mâna și să știi că am o invitație la acea oglindă la care să te analizezi și să spui că ești perfectă. Și te rog frumos să-i transmiți un mesaj. Nu știu, Riței, cea din copilărie... Da. Da. Cum te dezmierda mama, Victoriei de acum, Vioricăi de acum și Victorioasei, Vioricăi din viitor. Poate ai ceva să-i transmiți, o promisiune, o schimbare, ceva. Iar eu să-mi iau rămas bun de la oamenii care au stat între noi în această seară. Iar Viorica Lupu, să știți că pe final de emisiune o să ne interpreteze și acea piesă care l-a cucerit pe marele maestru Nicolae Bodgros. Hai, munți Carpați! Dragii mei, asta a fost Viorica Lupu, o femeie frumoasă, sinceră și care speră ea să o cucerească un bărbat și să o fure pe vârf de munte și să o ceară. Viorica, ascultăm! Ești foarte puternică și să rămâi toată viața așa. Vio! Hai, Vio! Îți mulțumim foarte mult, într-adevăr, ești foarte puternică. Și asta a demonstrat și etapele prin care ai trecut în viața asta. Cu toate că nu sunt mortale, zic eu. Îți mulțumim și îți dorim multă, multă baftă, te așteptăm și în viitor cu noi surprize muzicale. La fel cum este și aceasta. Că ce nu știe zboară în codrii României. Zboară în codrii României, spune-i fratelui să fie la 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 la. Că dacă mai zăbovește, nu știu de mă mai găsește la 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 la. Plângeți voi și lacrimați, că străini ai voștri frați mai. Hai, hai, prutule, e de-a-te păcatele, să se spele rălile mai. Basarabie frumoasă, de trei ori ai fost mirea. De trei ori ai fost mireasă și a patra ai fost arsă, la 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 la. De trei ori te-ai măritat și de noroc n-ai mai dat, la 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 la. Hai, hai, munți Carpați, plângeți voi și lacrimați, că străini ai voștri frați. Plâng
plângeți voi și lacrimați, că străinii voștri frumoși.